Drona MQ-9 Reaper a fost folosită în foarte multe acțiuni antiteroriste din Irak, Afganistan sau Yemen. Aceste imagini sunt dintr-o misiune reală, însă armata americană nu a dorit să dezvăluie locația. See, the laser is firing, that's what that indicates. They've got it aimed just at the base of that window where we know the sniper position is. Acesta este MQ-9 Reaper. O singură dronă costă 17 milioane de dolari. Are pe aripă 7 puncte de acroșaj ca acesta. Asta înseamnă că poate transporta 4 rachete Air-Sol Hellfire și 2 bombe ghidate cu laser de câte 230 de kilograme fiecare. Aparatele MQ-9 sunt pilotate de la sol. Un avion poate zbura deasupra Afganistanului fiind controlat prin satelit dintr-un container din Statele Unite. Echipajul este format din 2 persoane, pilot și operatorul senzorilor. The way we control it is the stick here is up, down, left and right, and the throttle over here controls the power. So as I push this up, I go faster, and as I pull it back, I go slower. And the stick, exactly like the flying control stick, I can control the targeting pod. The pilot will select the weapon on his side, and he will ultimately have the control authority and pull the trigger. And when he does, I'll fire the laser and guide the weapon to the target. Dronele MQ-9 Reaper au intrat în dotarea americanilor în urmă cu 13 ani. Aparatele pot zbura cu o viteză maximă de aproape 500 de km pe oră și pot atinge o altitudine de 15 km. Nu se cunoaște numărul exact al acestor aparate, însă în urmă cu 5 ani, forțele aeriene americane aveau, se pare, în jur de 100 de astfel de drone.